Dacă e weekend, atunci să înceapă petrecerea pe nisip. Slătinenii care vor să se relaxeze mâine la plaja Olt vor avea parte de surprize și de mai multe posibilități de distracție. Pentru acest weekend am pregătit, cum am pregătit și în weekendurile precedente, aceeași muzică bună cu aceiași DJ care îi vom aduce în fiecare sâmbătă și în fiecare duminică aici. Iar în weekendul acesta, deja cum am obișnuit publicul nostru, avem niște concursuri speciale care se vor desfășura pe plaja Olt pentru copii în primul rând, iar apoi spre după amiază o să avem și un concurs cu premii speciale pentru adulți, pentru părinți. Iar pentru cei care vor să se mențină în formă sau pur și simplu iubesc plimbările pe apă, au fost aduse și hidrobiciclete. În plus, numărul șezlongurilor și umbreluțelor s-a dublat. Au fost aduse măsuțe pe plajă și saltele. Am suplimentat și numărul șezlongurilor, a ajuns la 200. De astăzi avem și măsuțe pentru șezlonguri, iar numărul umbreluțelor pe plaje existente s-a dublat și el. Îi așteptăm deci în număr cât mai mare, undeva la 200-300 de persoane putem să acoperim zilnic fără nicio problemă. Au venit și hidrobicicletele, am primit 6 hidrobiciclete, în cursul zilei de astăzi mai vin încă 4 hidrobiciclete, vom avea 10 hidrobiciclete de închiriat, pentru adulți cât și pentru copii, pentru plimbare pe agrement pe râul Olt. Biletul de intrare este 15 lei pentru adulți și 7 lei pentru copii. În preț sunt incluse și accesul la șezlong și umbrelă, în limita locurilor disponibile. Hidrobicicletele pot fi închiriate cu 8 lei pe oră. Plaja este deschisă între orele 10 și 20.